România a primit astăzi prima tranșă în valoare de 1,8 miliarde de euro, care îi revine prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Banii vor merge către proiecte pentru care țara noastră s-a angajat în fața Uniunii Europene, de exemplu conectarea caselor de marcat la ANAF sau măsuri privind securitatea rețelelor 5G. Până la finalul anului vom primi încă o tranșă similară. În total, România are alocat aproape 30 de miliarde de euro pentru acest plan. Jumătate din sumă este nerambursabilă, jumătate sub formă de împrumut. Banii sunt însă condiționați de realizarea unor reforme pe care țara noastră și le-a asumat în fața Uniunii Europene.